Azi am zis că s-arăt bine pentru vlogul de miercuri, așa că azi I'm serving looks, sunt un fel de mătușa ta care a fost la arte în anii 90 sau profa ta de franceză sau de filozofie care e cool la liceu. Sper. That's what I'm serving today. Hello! Salutare la toți și la toate! Bine ați venit! Azi este o nouă zi de miercuri, așa că azi avem un vlog un fel de crash course foarte scurt despre viziunea masculină și despre reclame. În vară, prin august, am fost invitată să fiu traineriță și să țin niște workshop-uri pe male gaze sau viziunea masculină și reprezentarea feminină în arte și istorie. Și cursurile astea, workshop-urile, le-am ținut în cadrul colectivei Sisterhood, care este un grup foarte drăguț feminist, care a facilitat aceste întâlniri. Și a fost foarte drăguț pentru că studentele mele, studentics ale mele, au fost foarte smart și foarte, foarte informate pe tot felul de subiecte și mi-a plăcut interacțiunea asta între noi. Au fost absolut foarte, foarte simpatice și mi-au plăcut foarte mult. Majoritatea au fost liceene, acum sunt câteva dintre ele studente în anul întâi și mă simt așa ca un fel de mătușică, că într-un fel le-am ghidat și am interacționat foarte frumos și acum le văd așa uneori când postează tot felul de chestii feministe și like a very proud auntie. Și pe lângă asta, ce am mai făcut eu, am fost invitată, pentru cei care nu știți sau n-ați văzut încă, am fost invitată la Micul Bob pe canal, pe Twitch, ca să avem o discuție despre feminismul din România, despre reclame sexiste care se întâmplă și așa, mai multe chestii. Au fost destul de lejeră discuția, zic eu. Așa că am zis că o să reiau cumva în video ăsta mai multe lucruri. Probabil că dacă sunteți din studentics ale mele, să zic, cu care am colaborat la atelierele din august, probabil că deja știți informațiile, pentru că eu mi-am făcut un fel de PowerPoint în care am adus chestii și am încercat să-l fac cât mai lejer, să livrez informații cât mai accesibil, să zic, și de-aia nu e foarte riguros. Așa că multe dintre slide-uri probabil că o să le revedeți în video acesta. Prin discuția pe care am avut-o la Micu Bog pe canal, am discutat despre incidentul acela de la KFC în care a fost o reclamă foarte sexistă cu vino să-ți faci o carieră la noi, în care era un angajat, un el care putea să fie rockstar sau să fie altceva, iar alegerile la femei erau questionable. Așa că m-am gândit că să reiau niște chestii pe care le-am avut acolo și să le combin cu ce am venit eu nou la atelierul acesta din cadrul școlii de vară, de la colectiva Sisterhood. Și dacă vreți să aflați mai multe chestii despre mine, sunt aici pe YouTube, unde puteți să-mi dați subscribe. Și vă mulțumesc la cei și cele noi care ați venit și sper să vă placă aici. So, yeah! Felul în care eu am prezentat la workshop a fost, bineînțeles, printr-o lentilă asumată și intersecțională și mai ales inspirată din ceea ce Kimberly Crenshaw deja a pus acolo în munca academică și a spus că, basically, intersecționalitatea este locul unde se întâlnesc mai multe componente ce ne definesc, cum ar fi clasa din care provenim, statutul nostru, etnia, genul, religia și mai multe care se întâlnesc într-un loc și acolo se formează locul în care basically sistemul capitalist, cooperând cu alte sisteme de oprimare, ne face viața mai grea sau mai ușoară în funcție de privilegii sau lipsa lor. Cred că e important să știm despre perspectiva sau viziunea asta masculină care se remarcă foarte tare în mediul ăsta vizual, în filme, în reclame sau așa mai departe și chiar uneori și în viața reală, în anumite interacțiuni, dar cel mai tare acolo se remarcă, acolo să fie cel mai vizibil. Sau în filme, sau videoclipuri cu care am crescut la MTV sau pe Atomic.
constructul social, care este cam primul lucru ce-l înveți la sociologie în primii ani, cam ce este un construct social, este termenul care ne arată cumva normele sau atribuțiile pe care societatea le creează într-un anumit context și într-un anumit timp. Ceea ce înseamnă că ele nu sunt universale. Adică odată ce trece timpul, ele nu mai sunt la fel de valabile, ci se schimbă. De exemplu, genul este ceva construit social pentru că sunt niște așteptări legate de ce ar trebui să facă femeile în societate, ce ar trebui să facă bărbații în societate sau persoanele non-binare. Media sau tot ceea ce construiește media, cum ar fi ceea ce vedem la televizor, ceea ce ascultăm la radio, de exemplu, prin podcasturi sau ceea ce învățăm de la școli, toate acestea sunt niște medii care pot să contribuie la ceea ce noi credem. Și asta ne formează realitatea socială. Realitatea socială este ceea ce noi credem despre lume, ceea ce internalizăm prin mediile astea prin care am zis. Mediul digital este un mediu foarte bun care poți să afli foarte multe informații, doar că e important să vezi cum le digeri și ce e de acolo. Noi suntem ca un burete care absorbim aceste valori, să zicem. Și prin prisma lor, tu o să mergi în societate și o să ai aceste viziuni despre lume. Asta este realitatea ta, asta este ceea ce crezi. Și dacă noi vedem ceva problematic în filme, probabil că o să reproducem și în viața reală. Și male gaze este viziunea masculină sau perspectiva prin care este filmat ceva și prin care noi vedem prin lentila aceasta masculină. Termenul este cel mai adesea folosit în filme, în teoria filmelor sau multimedia, și una dintre persoanele care a scris despre asta, printre primele persoane, este Laura Mulvey, care zice cumva că există o relație de putere, o dinamică de putere sau un fel de viziune asimetrică în care cineva este cel care privește și care are puterea, să zicem, și cineva devine obiectul, cineva devine cel privit. Și în filme, de cele mai multe ori, obiectul privit este femeia sau corpul femeii. Primul tip de male gaze este cel voyeuristic, în care prin faptul că privești ceva îți produce plăcere. Prin faptul că ești acolo și vezi sau ai abilitatea de a vedea, asta îți produce o plăcere vizuală. Iar al doilea tip este cel de fetișizare. Și tipul acesta de fetișizare cred că îl vedem cel mai adesea la reprezentarea personajelor feminine, care sunt fie femei de culoare, afroamericane, super exotizate, adică sunt văzute doar ca acest obiect sexual care reprezintă pasiunea și așa mai departe, sau sunt în roluri de-astea de menajeră sau de rol secundar care doar ajută protagonistul să avanseze în plot. Sau sunt femei asiatice care tot așa devin fetișizate, fie prin îmbrăcând stereotipul acesta de lotus blossom, care basically sunt femeile care sunt pure, inocente, care nu fac sex sau așa mai departe, sau prin metoda de geișe care sunt sexualizate, în care femeile geișe basically sunt subjugate bărbaților, care sunt acolo să îndeplinească doar fanteziile lor sexuale și, bineînțeles, care sunt salvate, aparent, de soldați americani. Male gaze-ul poate să fie remarcat prin trei perspective, cum ar fi perspectiva cameramanului, adică ce se vede, cum se vede, cum se filmează, prin perspectiva audienței, cum se vede, cum se internalizează, cum se simte, și prin cadrul personajului principal, prin protagonist, care ne face să vedem ceva, care portretizează ceva. Cum ne dăm seama când avem de face cu male gaze? Păi, una dintre metode ar fi, de exemplu, felul în care se mișcă camera, felul în care unghiurile sunt remarcate. Dacă vedem un shot în care este arătată coapsa lui Scarlett Johansson, probabil că este male gaze acolo, sau orice reclamă la care vă puteți gândi, de obicei lângă se află și o femeie care este acolo doar ca pur interes vizual pentru a putea vinde acel produs.
Ok, am fost nevoie de o mică pauză de dres vocea. Am tot vorbit într-una. Așa că după această mică pauză în care am băut niște vin fiert, o să vorbesc despre female gaze. Acum părerile sunt împărțite. Adică, pe de-o parte, oamenii de specialitate zic că female gaze încă nu există, adică nu este atât de puternic și nu are un impact la fel cum are male gaze. Pe de altă parte, unii oameni încearcă să zică că, de fapt, female gaze-ul este puternic și că să răstoarne așteptările. Jill Saraway este o autoare care vede female gaze ca fiind privirea intersecțională, adică aceea în care, atunci când creează artă, caută să aducă și justiție sociopolitică, adică să facă dreptate. Ceea ce la female gaze, de exemplu, este foarte evident, e prioritizarea sentimentelor sau sugestia prin diverse scene în care este, de exemplu, sugerată o emoție mai degrabă decât neapărat portretizată sau arătată. Pentru că, de multe ori, doar printr-un simplu gest, poți să arăți foarte multe sentimente și care face personajele să fie umane, le umanizează și la un anumit nivel poți să empatizezi cu ele prin acuratețea prin care trec personajele. În decursul istoriei, de exemplu, au existat metode de a rezista la male gaze, la perspectiva aceasta masculină. Făceau critică la arta din mainstream, dar mai ales arta care portretiza misoginismul, tot felul de valori problematice și prin faptul că purtau măști, încercau să fie anonime, să creeze acest spațiu prin anonimitate. Un alt fenomen care cumva răstoarnă male gaze-ul este fenomenul bimbo, pe care probabil că majoritatea îl știți de pe TikTok, pentru că acolo sunt foarte mulți creatorix care fac asta. Și la o simplă căutare pe Google puteți să găsiți că bimbo de fapt înseamnă o femeie tânără care este și prostuță și de cele mai multe ori cu forme. Și, de exemplu, bimbo era folosit pentru actrițe ca Marilyn Monroe. Adică termenul de bimbo are cumva o origine jignitoare, adică era atribuit într-un mod, să zicem, ofensator sau cumva așa în derâdere. Dar cumva acum, de ceva vreme, se încearcă revendicarea termenului de bimbo prin faptul că lumea își asumă această estetică, acest mod de viață, să zic. Și they embrace it purtând roz sau fiind încercând să răstoarne așteptările. Adică, de exemplu, pe TikTok sunt anumiți creatori care fac asta, se îmbracă în roz și they play a role, dar de fapt sunt niște persoane foarte deștepte. Procesul de bimbofication sau bimboficare de pe TikTok are un rol empowering, în sensul că este mult mai inclusiv, în care intră persoanele queer sau persoanele femme, persoane care de obicei aveau acest termen aruncat cumva ofensator, de exemplu bărbații gay care purtau roz erau văzuți ca fiind bimbo, adică derogatoriu. E cumva și bazat pe exagerarea anumitor trăsături, pe hiperfeminizare, prin machiaj, prin haine, prin atitudine. De asemenea, are și un fel de activism politic în spate, care anterior nu era. Activismul de cele mai multe ori cu orientare spre stânga. I mean, activism. Critica pe care am văzut-o pe TikTok este că majoritatea creatorilor, creatoarelor, creatorix, este că cei mai mulți care apar la recomandări la bimbo sunt de obicei persoane albe. Și atunci, ca să dai de creatori de culoare, trebuie să scrolezi un pic. Și asta cred că ar fi printre singurele critici care, să zic eu, sunt de luat în seamă legat de fenomenul bimbo. Felul în care eu am încheiat prezentarea mea de la ateliere este că am pus acest citat de la Margaret Atwood, cu care, pe de-o parte, nu sunt neapărat de acord, dar apreciez punctul pe care ea îl ridică la fileu și mi se pare interesant nonetheless. Chiar și atunci când noi ne prefacem că nu facem jocurile perspective masculine, adică male gaze-ului sau a fanteziei masculine, anume prin a ne preface că suntem
nevăzute prin faptul că trăim o viață pe cont propriu, că ne spălăm picioarele și ne apărea părul fără a avea grijă că suntem privite printr-o gaură a cheii, această cheie fiind cea din interiorul minții noastre. Până la urmă ești o femeie cu un bărbat care privește o femeie în capul tău. Tu ești propriul tău voyeur, tu ești propriul tău privitor. Cred că este un citat foarte bun. Din nou, nu sunt 100% de acord cu el, dar mi se pare foarte, foarte bun și cu care o să vă las așa, ca să vă gândiți pe final de video. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și în special le mulțumesc la patronii mei, care sunt foarte răbdători cu mine, pentru că nu tot timpul sunt foarte activă și deși încerc să fiu punctuală, să-mi fac un program, dar nu tot timpul îmi iese cu postatul sau mai întârzi cu research-ul. Aveți grijă de voi și ne revedem la următorul vlog sau următor video eseu când o să iasă. Să aveți grijă că majoritatea animaluțelor, de obicei pisicile, se ascund sub capote sau se bagă, dacă aveți mașină, se bagă la roți. Așa că atunci, înainte să porniți mașina, să aveți grijă să bateți în mașină, să bateți în capotă sau în posibile locuri în care se ascund ele, pentru că, fiind foarte frig, ele își caută un loc, iar dacă aveți resurse și un loc călduros, luați-le în căsuța voastră pe un termen cât de lung se poate, dacă nu, dați-le câte un pliculeț când le vedeți și încercați pe cât posibil să nu fiți indiferenți. Aveți grijă și de tovarășele blănoase, care sunt aici cu noi, până la urmă.